Well, ladies and gentlemen, we now come to our final of today. It's the remaining open men's final, best of nine, the first to five. Firstly, would you please welcome back to the stage the newly crowned Romanian Classic men's champion from Scotland, Gary Stone! Din nou în direct, dragi prieteni, am lăsat pe Charlie Costor fiind să-i facă prezentarea lui Gary Stone pentru poate cel mai important meci pentru noi, cel puțin în această seară. Gary Stone, scoțianul de 41 de ani, a trebuit să verific, cel care îl va întâlni pe compatriotul nostru, Laszlo. And now would you please welcome to the stage his opponent, the man they call the teacher, Romania's very own, Laszlo Cada! Un rezultat excepțional pentru Laszlo Cada, jucătorul nostru calificat 2 ani consecutiv la campionatul mondial. Un singur jucător român a mai reușit acest lucru, Gabriel Pascaru, care a participat și el un an înainte de pandemie. Loti și soția sa, ca o curiozitate, născuți în aceeași zi, în același an. Intră pe scenă în aplauzele tuturor. Excepțional s-a descurcat Loti astăzi, cel puțin în concursul individual de la Romanian International Darts Open, cel mai important turneu internațional organizat în România. Vă spuneam, începând cu anul 2010, prima ediție câștigată de maghiarul Nándor Bezek. Apoi au alternat olandezii și englezii, 2011 Joe Murnan, în 2012 Jeffrey de Graaf, Tony O'Shea, Scott Waits, Fabian Rosenbrand, Visser, Silco, Martin Phillips, Dave Parletti, Nick Kenny. Deci s-au strecurat aici și doi galezi. Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Gary to throw first. Game on. De asemenea, un jucător maghiar, Patrick Kovács. Easy fall. Începe meciul. Prima aruncare o are Gary Stone. Începe cu 84 de puncte. Foarte concentrat Loti. 100. Începe din nou foarte bine. Multă încredere îți dă prima aruncare. 100 de puncte. Gary Stone la fel de concentrat. Cred că este obosit, însă 21. Trage și el de el. Loti aici cu un pic de ghinion, săgeată deviată inițial de fluturile aruncate în afara bordului. Iar dacă în soft darts 60. Orice săgeată lovește ținta, însă apoi cade, punctează, aici orice săgeată ce nu stă 60. Cu vârful în țintă, în zona care punctează, această săgeată nu contorizează niciun punct. 59. Fie că e căzută, fie că e în afara bordului. În cazul lui Loti, săgeata a căzut din țintă și nu a punctat acolo. 60. A avut ghinion, însă poate repara. Și având în vedere că acest joc a fost început de 117. Gary required 157. Îl pune într-o poziție foarte bună pe Loti. 100. Laszlo, you require 144. Iar Loti reușește prima triplă și cea de-a doua dublu 12 pentru o închidere excepțională. Excepțional. Asta vrem să vedem. Asta înseamnă
pentru jucătorii de dart. Second leg, it's Laszlo to throw first. Cu toate că a avut ghinion, cu toate că i-a sărit o săgeată într-o mână în care a punctat doar 21 de puncte. Iată că reușește o închidere excepțională de 144 de puncte. 131. Continuă să arunce bine. Bine să aibă încredere. O reușită de acest gen. Iată că se întoarce roata, îi cade și lui Gary Stone o săgeată. 120, 140. Din nou puncte importante. 174 pentru Gary Stone. Excepțional meciul până acum. 43. Ghinion puțin aici, atinge săgeata aruncată precedent, cea de-a treia, și se duce în sectorul de triplu 1. 46. La 3 puncte cu acea săgeată. 100. Nu reușește să profite de acel lucru. 100. Mare din nou, 100. Și loții se mențin într-o medie bună. 134. Laszlo, you require 87. Încearcă centrul roșu. 62. Foarte aproape, câțiva milimetri. Gary, you require 107. Nu unde ajuns. De puncte. Ar fi avut nevoie de o triplă, oricare ar fi fost, pentru a-l lăsa într-o dublă. 42. Laszlo, you require 25. Puțin resemnat cu acest leg. După limbajul corpului. Iar Loti reușește dubla. Laszlo Kadar. Cu prima ocazie. Cu prima third leg, it's Gary to throw first. Game on. One hundred. Și Loti, după ce Gary Stone și-a început legul cu 100 de puncte, continuă să lovească tripla. 100. Cât de dorit e acel sector micuț la care arunci de la 2,37 m. 57. Și cu toate că nu par mult cele 21 de grame cât cântăresc săgețile lui Loti. 99. Foarte greu să le arunci atunci când ai o presiune. 58. Foarte mult, se antrenează foarte mult, rezultatele se văd. Are și o mentalitate excepțională, știe să câștige, știe să gestioneze momentele din turnei. Gary, you require 68. De presiune. 68 de puncte pentru Gary Stone. 68. 28. Laszlo, you require 146. 146 ar fi din nou închidere foarte mare. Reușește prima săgeată. Nu reușește pe a doua. 98. Ar fi trebuit Gary, you require 40. Acolo pentru un dublu. Game 2, shot on the third leg. Gary Stone. Iar Gary vine din spate și fourth leg, it's Laszlo to throw first. În mod normal, game on. Nimic surprinzător atât timp cât a început primul acel leg. E foarte important să-ți câștigi legurile pe aruncarea ta. 180. Și încep și cu scorul maxim pentru a ridica sala în picioare, iată-l și pe Gary Stone, 140. Foarte aproape și el de 180. 140. Foarte aproape de încă o triplă, Loti reușește 140. Dacă ar fi reușit din nou 180, ar fi avut șansa să închidă acest leg din numărul minim de săgeți calculat pentru un joc de 501 și închidere cu dublă. 100. 100 de puncte, Loti, excepțional.
Așteptăm un 3 la 1 aici. 100. Laszlo, you require 81. 180 de puncte rămase pentru Gary Stone. Nu va reuși să închidă din această mână. Loțica, dar se poate... 41. Se poate 100. De... Laszlo, you require 40. De o mână aruncată fără presiune, cel puțin. Acum trebuie să nimerească și greșește cu 22. De foarte departe de punctul 20, chiar 80. În sectorul de un punct. Rămâne cu 18 și iată șansa lui Gary Stone, pe care o ratează, știe cât de important a fost aici. Laszlo, you require 18. Aruncare. Dacă ar fi câștigat legul, ar fi făcut un break pe mâna adversarului și ar fi făcut și 2-2. Iar Loții, nici el nu reușește să închidă, cât de aproape a fost. Gary, you require 20. Atingeau sârmele vârfului de sârmele două săgeți, atingea sârma sectorului de fifth leg, it's Gary to throw first. Însă, acel milimetru de care ar fi avut nevoie ca să intre în dublă, i-a lipsit, iar Gary reușește, ce spuneam 81. Mai devreme, să profite și să egaleze, iar acum să deschidă jocul pe aruncarea sa. Și... să nu uităm că în legul precedent Loții a început cu 180. Cu scorul maxim. Puțin descumpănit, dezamăgit că a pierdut legul. 99. Pe atât de bine și a ratat 6 săgeți la dublă. 60. Dacă am numărat bine. Ninety-six. Loții are nevoie de încurajări din sală. 94. Toată lumea vrea ca băiatul nostru să câștige împotriva mult, mult mai titratului Gary Stone. 140. Și el cu o listă impresionantă de turnee câștigate. 171. Gary, you require 85. Excepțională aruncare aici. 171. Rămâne Loții la 132. Va încerca cu siguranță atât Gary Stone cât și Loții să joace. Laszlo, you require 132. Primul vine. Din păcate îl ratează pe al doilea. Era greu, dar nu imposibil. Gary, you require 39. Două buluri roșii și 23. 16. Are însă șansa acum. Laszlo, you require 54. Se poate schimba iarăși soarta jocului aici. Dublu 20, cel pe care l-a ratat mai devreme. 34. Și îl ratează și acum. Știe. Gary, you require 60. E ca o șansă aici. Normal că știe. N-ar avea cum altfel. Doar e pe scenă. Iar noi putem să vedem cu părerea de cât de ușor este. Laszlo, you require 20. Dar doar să ajungi până aici, să ajungi, să urci pe scenă, este incredibil. Sala pe care o vedeți game shot on the fifth leg. Laszlo Kara. Aici unde stau jucătorii și cei sixth leg, it's Laszlo to throw first. Da? Și spectatorii. Și cei care se bucură acum că Loții Kadar a închis și s-a dus la 3 la 2 și acum aruncă primul în leg. 133. În această sală a gazdei noastre pentru acest turneu, Radisson Blue, au fost 100. Montate borduri, 40 de borduri, incluzându-l pe cel de pe scenă, 41. S-a jucat 94. Se spune la nivelul solului pe acele borduri montate. Iar 60. Atunci când au trebuit să înceapă finalele și semifinalele, în
ordinea inversă, evident. Au fost demontate 94. Și așezate scaune și mese pentru a fi a se vedea cât mai bine. 137. Și cu toate astea, Loții este în față. Aici avea nevoie de ceva noroc pentru un scor mai mare. 121. Laszlo, you require 135. Ar fi dorit un 180, de aceea râdea sarcastic. A încercat să arunce peste celelalte două săgeți așezate în tripla. 44. Gary require 83. 1. Triplu 17, dublu 16 și ratează și dublu 8. A obosit Laszlo, și Gary Stone. Jucând de azi dimineață, în aceeași situație este însă și Loții. Încearcă acum o abordare către Bullseye. 41 game și vine ultima săgeată Bullseye. E reușită excepțional aici în condiții de presiune și într-o finală pe scenă. Un jucător român, care teoretic mai slab cotat decât adversarul său, reușește o astfel de închidere. 100. Excepțional. Gary Stone, un tip extrem de fair play. 60. Vă spuneam că astăzi, la nivelul sferturilor de finală, a jucat împotriva băiatului nostru de la 180, Gary Stone. A jucat împotriva lui Daniel Racoveanu din Pitești, legitimat la Club Dars Mioveni. 81. Și a fost foarte aproape Daniel să îl învingă pe Gary Stone. A fost extrem 57. De fair play și a recunoscut că i-a fost foarte frică că îi trebuiau minile atunci. Gary require 164. A trebuit să arunce către țintă în ultimul leg la 3-3. 58. Decisiv, foarte greu. De data asta s-a dus în față mult Gary Stone, 106 puncte rămase. 99. Gary require 106. La Loții. ...48 de puncte la Gary Stone. Loții nu poate închide din această vizită la bord. 60. Gary require 48. Intră în zona de închidere, însă este o închidere mare și grea. Două triple de 20 și o dublă de 20. Nu imposibil. 28. Am văzut mai devreme ce a reușit să facă cu Laszlo, you require 160. 144 și apoi cu Bullseye-ul, folosit ca și dublă. 100 de puncte. Gary required 20. Mai are nevoie de un singur leg Loții pentru a câștiga această finală și pentru game show on the seventh leg. Gary Stone. Pentru a-l învinge pe Gary Stone, care însă reușește dubla acum. Eighth leg, it's last leg to throw first. Game on. Loții va arunca primul în acest leg, ceea ce îl pune în poziție de favorit. 59. Doar 59 de puncte însă la prima aruncare. 96 pentru Gary Stone. Nu foarte mult, dar unde a ajuns să se poziționeze în fața lui Laszlo Kadar. 60. Destul de puțin. Aici avem nevoie de scor mare. Vine o triplă de 20. 100 de puncte este ceea ce trebuie. Se așează din nou în față.
iar Gary Stone, doar 40 de puncte, aici trebuie profitat, aici trebuie pedepsit puțin Gary Stone. 60, nu e rău, 104 puncte diferență, asta dacă nu repară, 137. Repare Gary Stone. Rămâne totuși Stone într-o sumă de cifre ce nu poate fi închisă. 48 de puncte rămase acum după primele săgeți. 128. Leslie required 96. Să dea la o dublă și acum avem nevoie de o triplă de 20 care nu vine. 56. Nu vine, ce aproape a fost. Gary required 40. Atunci când auzi sunetul vârfului, îmi lovește sârma, parcă e și mai rău. Când vezi cât de aproape e, te gândești că un milimetru mai sus ar fi însemnat. Game shot on the eighth leg. Gary Stone câștigă acest leg. Vine la 4-4 și avem ninth and final leg. It's Gary to throw first. Game on. Lotzi a ratat de meci. Iar acum Gary Stone servește la rândul său de meci. 42. 42 de puncte, un pic de ghinion pentru el. Să vedem dacă e cu noroc pentru Lotzi. 41. Amândoi, ambii jucători simt presiunea, n-au cum să nu o simtă la 4-4. 140. Ninety-one de puncte pentru Gary. Lotzi a pierdut ritmul în acest leg, din păcate. Un pic de ambiție. 100. Îl duce la scorul de 300. 100. Bine jucat aici. Un scor mare ar pune imensă presiune și reușește Lotzi. 180. Ce moment, Gary require 128. Să găsească scorul maxim în acest leg. Și uite ce înseamnă presiunea. Iată ce înseamnă presiunea. Ratează Gary Stone. 52. Ratează. Iar Lotzi, Leslie, you require 120. După acel scor mare, cu încredere, ar trebui să arunce. Vine prima triplă, 60 de puncte rămase, un 20 simplu. Ce ghinion. Ghinionist aici, nu e nimic jucat. A lovit săgeată, prima săgeată. Gary, you require 76. Cea de-a doua și-a căzut din țintă, nu a punctat cu ea. Iar Gary Stone găsește tripla și acum aruncă de meci la dublu 4. 72. Ratează, încă o șansă pentru noi, încă o șansă pentru Lotzi. Ar merita după cum a jucat. Lastly, require 40. Sugerează că pentru el s-a terminat și într-adevăr s-a terminat, își băgase sugestiile în buzunar. Excepțional rezultat pentru Lotzi Cadar, 5-4 Laszlo și câștigător al Romanian International Darts Open 2023 este românul nostru din Târgu Mureș, Laszlo Cadar. Cu aceste imagini, Charlie Costor fiind Laszlo Cadar și fanii lui Laszlo, care acum se bucură împreună cu el. Ladies and gentlemen, please show your appreciation as he leaves the stage. Scotland's Gary Stone. Rămâneți cu bine, să vă meargă drept la țintă. And ladies and gentlemen, he is the 2023 Romanian Open Men's Champion, the teacher, Romania's Laszlo K.
Carol!